Care sunt ultimele informații în ceea ce privește concursul de directori? Am încheiat și etapa de contestații. Maramureșul a avut 17 contestații. Ele au fost trimise spre evaluare într-un alt județ. Au sosit rezultatele. Dintre aceste 17 contestații, 5 au primit măriri de punctaj, 8 micșorări și la 4 a rămas punctajul vechi. Ieri a fost etapa în care colegii care au susținut concursul pentru 2 sau chiar mai multe posturi erau solicitați să își exprime intenția de a se fixa pe un singur post. De astăzi am început celelalte proceduri prin care redactăm deciziile de eliberare din funcția directorilor care acum sunt cu detașare, de redactare a deciziilor pentru cei care urmează să fie numiți. De asemenea, realizăm o evidență a posturilor care au rămas neocupate în timpul acestui concurs sau în urma acestui concurs, posturi pe care le vom afișa și vom urma în continuare calendarul activităților specifice, așa cum este el anunțat pe site-ul nostru.